am întâlnit oameni onești și mai puțin onești. O componentă importantă care include toate calitățile unui om cinstit și onest este integritatea. Ce este integritatea? Integritatea este o serie de atitudini pozitive care favorizează onestitatea, comportamentul etic și munca. Este o însușire de a fi integru, cinstit, onest, incoruptibil. Este una dintre caracteristicile unei persoane demne, corecte și conștiincioase, care vrea să-și păstreze neafectate calitățile umane. În Republica Moldova există o lege a integrității. Conform acesteia, deosebim trei forme ale integrității: personală, profesională și instituțională. Integritatea este și un principiu de bază al conduitei etice în domeniul public, deoarece fără integritate nu ar exista o bună guvernare în cadrul unei instituții. Integritatea instituțională se bazează pe cea profesională, încât integritatea unei instituții depinde de cea a angajaților ei. Deci, onestitatea și corectitudinea sunt ceea ce definesc un om integru. Este cert faptul că succesul și imaginea unei entități publice este legat de îndeplinirea cu onestitate a atribuțiilor, obligațiilor de către agenții publici. Iar în lipsa integrității în serviciul public și privat, s-ar compromite legalitatea actului emis și s-ar prejudicia interesul public general. Cu toții trebuie să cultivăm și să promovăm integritatea, atât în viața personală, cât și cea profesională.